Salut! Azi revin cu un nou videoclip de acasă. Afară e urât, ploaie și în videoclipul de astăzi vreau să vă prezint un aparat de sudură foarte bun. Nu vă uitați la el că e mic, pentru că poți să sudezi cam orice cu el. Are în jur de 4 kg jumate, se poate lua pe umăr. Acum e un booster 140, e profesional, îl am de câțiva ani buni, să știți că își face treaba foarte, foarte bine, indiferent cât sudez, să știți că nu se oprește, nu ca altele. Aici are butonul de unde îl pornim și la fel îl și oprim. Ce e de menționat la el? După ce l-am oprit, indiferent de situație, trebuie să îl mai lăsăm în priză pentru că s-ar putea să mai meargă un pic coolerii la el, ventilatoarele de răcire. Dar în rest nu se oprește deloc. Am sudat și șasiul la remorcă, la cotarcă când s-a făcut, s-a sudat. De exemplu, o zi întreagă aproape, deci să știți că nu s-au oprit. Sunt profesionale, într-adevăr, la cât e de mic și costă. Acum, astea sunt cablurile. Cablurile sunt originale. Aici avem prelungitorul, care e undeva la 4 metri. Și cablurile de cablu de masă. Asta e. Și de electrod. Astea îs, nu super groase, dar îs profesionale. Aici în spate se mufează, foarte simplu, băgăm și am sucit un pic. Astea îi mufarea, aici amperajul până la 100, 140, să știți că deja după 100 bubuie cum sudează, putem suda și cu electrozi mai mari, deci nu putem suda cu 3,25, se poate suda și cu electrod de 4, exact așa cum îl vedeți. Căutați pe net să vedeți, are tehnologie REM. Bine, acum nu pentru servisuri sau astea, dar pentru acasă și astea e super bun. Spre deosebire de ce găsim pe net la 600-400 de lei. Asta e masca. Normal, acum o să trebuiască în vară când mai am de sudat și astea să iau o mască de aia profi. Dar până atunci ne facem treaba și cu asta. Cam asta e despre booster 140. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!